Zisese. Aici vedeți de la algebra. Acolo nu mai zis. Treceți la pagina 99. 13. De la pagina 99. 99. Se dau punctele A de coordonate 2 și 2. Fie A de 2 și 2. Da, B de 4 și 6. C de minus 2 și 4. C de minus 2 și 4. Și 4. Amici, calculați perimetrul și area prunghiului la ABC. Perimetrul triunghiului ABC și area triunghiului ABC și area triunghiului ABC și B mic, calculat lungimile medianelor triunghiului ABC. Hai să spunem A e midicea, mediana cu vârstă în USUA. Da. E MA, e B și e MB și e MC. Egală cu 5. Asta e. Luăm sistemul de axe. Ce puncte avem? Deci maxim 6 Y-uri. Așa, da. 1, 3, 5, 6, 8. Și negative n-avem. 1, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Și acum, 2, 2. X-ul e 2, Y-ul e 2. Este un pătrat, aici e diagonala, da? Deci A de coordonate 2, 2. Apoi, de 4, 6. X-ul e 4. Și Y cu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai, vă rog să le repetați cât mai e riguros. Adică aveți pătrățele, le faceți cât se poate de exact. Da? B de 4 și 6. Și C de minus 2 și 4. Și 1, 2, 3, 4. C de minus 2 și 4. Eu nu, ca și cum. Da, ca să facem triunghiul. La fel, pe A, pe C, pe formula și pe C. Distanța dintre două puncte, da? Da. Zicem, hai, hai de condomă, A, B. A, B este egal cu radical din 2 minus 4 tot la pătrat. Deci la A și la B ne uităm, da? Da. 2 minus 4 tot la pătrat. Plus 2 minus 6 tot la pătrat. 2 minus 6 tot la pătrat. Și egal cu? 4 radical din 4 plus 4. Da. Egal cu radical din 8, adică 2 radical din 2. 2 radical din 2. Pe AC. Da. AC egal cu radical din 2 minus 2 plus 2 totul la a doua. 2 plus 2 totul la a doua. Plus 2 minus 4 totul la a doua. 2 minus 4 totul la a doua și face radical din? Radical din 16. Da. Plus 4. Da. Egal cu radical din 20. 4, 5. 2 radical din 5. Așa. BC. Și BC egal cu radical din 4 plus 2 totul la a doua plus 6 minus 4 totul la a doua egal cu 30, radical din 36 plus 4 egal cu radical din 40, radical din 40. 2 radical din 10, da?
Și acum, cine îți spune? Se află în perimetru. Perimetru. Deci, în perimetru triunghiului ABC, egal cu, zici, te rog? Egal cu 2 radical din 2, da, plus 2 radical din 5 și plus 2 radical din 10. Ies un 2 în factor comun și o să fie 2 pe lângă radical din 2 plus radical din 5 plus radical din 10. Aria. Iar are triunghiului ABC. Cum facem aria? Baza mărturisită spre 2, da, și râul a o să fie radical din 10. Pentru că dacă îl ducem, știm că cum ăla e triunghiul isoscel. Care este triunghiul isoscel? Care triunghiul isoscel? Care triunghiul isoscel? Care triunghiul isoscel? Hai, mă, mai scrie așa. Care triunghiul isoscel? Să ducem perpendiculara din A pe dreapta BC. Da, da, nu. Nu știu să o afla, nu pică la mijloc, nu... Păi da, acolo e 2 minus 6, e 4 la a doua și e 16. La AB acolo. Da, că AB acolo e 2 minus 6, e 4, minus 4. Și minus 4 în celălalt. 2 minus 6 e 4, 4 la a doua e 16. Și e triunghi sus cel acolo, că e 2 radical din 5. De 16. Și o să vedea 2 radical din 5. 2 radical din 5. Și o să fie triunghi sus cel. Vezi? Adi. Și punem și la perimetru, domn profesor. Perimetru și acum vine 2 radical și 2 radical din 5. Și face 2 radical din 5. Nu? Că am scos un 2. Dar tu de ce nu zici mereu la lucrurile înainte? Trebuie să corectezi. Egal cu 2 pe lângă 2 radical din 5 plus, aici aș mai putea scoate un radical din 5. 5, da. Și ar ieși în factor, 2 radical din 5 pe lângă 2 plus radical din 2. Asta e perimetru. Da, și ar, dacă ducem înălțimea din R, R o să fie radical din 10, că e și mediană și bisectoare și... Deci, Meruna, care sunt egale? A, B și cu AC, da? Da, deci înălțimea din A. Și pică la mijloc, da, neapărat. Și o să fie că R, notăm cu R. Bine. E radical din 10. Ce? R e radical din 10? Da, că ăla e 2 radical din 10. Toate era BC, da, radical, da, din 10, atunci e radical din 10. Și AC e 2 radical din 5. Și ăla aflăm pe RA care e radical din 10. Deci asta este radical din 10. Și RA e 2 radical din 10. Și RA tot radical din 10, pentru că triunghiul ăsta e dreptul e chestia cel, da? Deci era, spunem acum, era A, adică H-ul. Era egal cu radical din 10. Radical din 10. Și atunci spunem... 2 radical din 10 ori 2 radical din 10 pe 2, adică 10. E baza 2 radical din 10. Radical din 10. Ori înălțimea radical din 10. Pe 2. Supra 2. 2 cu 2, 10 radical din 10 cu 10, 10. 10. 10 este area. Centimetri pătrați, da? Deci area o știm. Gata, perimetrul trebuie să-l aflăm, area și acum vedea. Am aflat-o arul, una dintre ele, e radical din 10. Am aflat-o. Deci e mediana, da? E mediana de vârful A. Da. Deci radical din 10. Vrea să aflăm unde se află pe axă sau... Nu, nu, nu. Nu, 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 lungimile. Lungimile. Cât e? Că perotăm din, o ducem din C și o notăm cu F. Așa, și cum aflăm mediana din C? Uite, căutăm mijlocul și așa, da? Da, avem, avem CB, îl știm pe CB, îl știm pe BF. Dar nu mai este dreptunghi, trebuie dreptunghi ca da, dar dacă știm două dintre laturi... Altă idee, Adi? Cum aflăm mediana? Teorema medianei?
putem face. Mediana cu cine este egală? E midiceala. Mediana egal cu... E midiceala pătrat, egal cu... 2 pe lângă B pătrat la a doua plus C pătrat, minus A pătrat pe 4. Pe 4. Mediana din vârfoala pătrată e 2 pe lângă B pătrat pe C pătrat, minus A pătrat pe 4. Asta ar fi o variantă. Cum știi toate laturile, o va află. Da, nu putem afla, da? Da. De m- dar e min de ce? Ce? De ce și din B. Da. Apoi zici, e min de ce? Egal cu... La pătrat. E min de ce egal cu 2 pe lângă B pătrat plus A pătrat. 2 pe lângă B pătrat plus A pătrat. Minus C pătrat pe 4. Și egal cu 2 pe lângă... Și egal mai departe cu aditerul, să numești tu. 2 pe lângă... Egal cu 2 pe lângă... 2 radical din 5. Adică din ce, da? Adică asta la pătrat, da. Și plus asta la pătrat. Da. BC cât este de mare? BC de 2 radical din 10. 2 radical din 10 la pătrat. De 4, 4 ori 10, 40. 40. Plus 40. Cealaltă. Acei 2 radical din 5. 2 radical din 5, da? 2, 4, 4, 20. 2 radical din 5 la pătrat, 20. Minus cea de-a treia care se opune. B tot 2 radical din 5 la pătrat, adică tot 20. 20. Supra 4. Supra 4. Și este egal mai departe cu? Egal cu 2 ori... Se picăm 4 cu 2, nu? Sau putem să facem 2 pe lângă 4? Nu, sau simplificăm. Dar nu avem voie. Păi 2 de... E minus... Păi, luăm de parte, 2, 40, 60, da, ori 2, 20, 120 minus 20, 100, 100 4, 25. Altfel mai puteam face, a fost ideea cu formula mediană, da? Da. Altfel mai puteam face. Mediana e, unește vârful cu mijlocul, nu? Da. Oare am putea afla coordonatele mijlocului? Da. E da. XM, de exemplu, dacă notam cu M. Așa. Egal cu XB minus... 4 și cu 2 pe 2. Nu? Da, și 6 și cu... E 3. Da, și apoi aflam Y. 6 și cu 2, 8 pe 2, 4. Așa, da. Da. Și acum, când știi și pe C și pe M, aflăm distanță. Ce? Da. Ia să vedem dacă e de aceeași lucru. Corect. Deci ce e? Deci azi avem pe C minus 2, 4. Da. M de coordonate 3 și 4, că am adunat 4 și cu 2 pe 2. Da. 6 și cu 2 pe 2, da? Și 3 și 4. Și acum azi M C, M indice C, mediana din vârful C, egal cu C, M, cum am notat noi acolo. C, și egal cu radical din. Știi coordonatele și zici. Pe cum? Da. Radical din 4, hai, ce faci? Ce gram aici? 3, nu? 3 minus, minus 2, deci plus 2, a 5. 5 la 4, 25. 5 la pătrat plus la Y. Plus... Ce nu? Scade! Păi 0. Păi 0! Ce zi mă? Adică 25. Adică 25, adică 5. Deci MC este 5. Noi am avut două pătratul aici 25. Așa, MC, uite dacă nu bine gândeam în toți. MC la pătrat a fost 25, MC este 5 centimetri. Nici nu se vedea de pe figură de un profesor că e 5. Sigur că da, sigur că da. Pe figură se vedea că e 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Da? 5 unități. Da. Deci nu, Y-ii sunt la fel. Și atunci se vede că distanța... Dar trebuie și pe cea din B. Și mediana din vârful B este... Aceeași lungime trebuie să o aibă. Cinci. Se întâlnesc în... În centru de greutate.
Ce de greutate. Și acum cum facem? Tot așa, ca asta de aici, adică B, F, să zicem egal cu... A să îi aflăm coordonatele. Da. F... Ce coordonate? Păi, e mijlocul ce A. Păi, cu 2, 4, 16 plus... Cu 16 stai? Nu, nu mai 16. Mai întâi cu coordonatele lui F. Semisuma X-ilor. 2 minus 2. Deci 2 plus 2. 2 plus minus 2, da. Nu adunăm? Da. 2 minus 2 face 0, pe 2, 0. Da. Iar Y face 4 cu 2, 6, pe 2, 3. Deci chiar punctul e de aici, chiar ăsta, de cât X-ul este 0. Și 3. Și 3. Și acum... Și acum aflăm distanța. 4 la 2 și... E de așteptat ca BF să fie cât CM. Da. Cât CM. Ia să vedem. BF. Zi, Adi. BF egal cu radical din... BF egal cu radical din 2 minus... Adică 4 și 0. 4 și 0. 4 și 0, adică 4. 4 la pătrat. 16. 16 plus? 14 plus 6. 6 minus 3. 3 la pătrat. 9. Și este egal cu radicalul 25. Care 5? Egal cu 5. Centimetri, aceeași mărime, cum era de așteptat, într-un triunghi, unghiul reduse, median reduse de la din vârful unghiilor congruente sunt egale. Da? O aceeași lungime. Bun. Deci, am făcut din nou și pe această problemă prin și pe lungime și pe iem indice A mediana din vârful altă formulă și prin coordonate. Da? Deci am ajuns repede la același lucru. Să vedem altceva. Problema depărtate 1 și 0. B de 3 și 0. B de 3 și 0. C de 0 și 3. C de 0 și 3 și D. 0 și 3, parcă. Da, da, da. Și D de 0 și minus. 0 și minus 3. Amic, calculat area și perimetrul triunghiului BCD. Area triunghiului BCD. CD. Și perimetru. Perimetrul triunghiului BCD. Amic. Și la BMI, dacă AC intersectează BD în E. AC intersectează BD. BD. Da, punctul E. Da, aflat lungimea segmentului CE. Atunci CE e egal cu cine, da? Da. Aferin. Deci, să reprezentăm punctele ale, da? Ne uităm. Hai să reprezentăm aici. Un, doi, patru,
5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 5, minus 6, 1, 2, 3, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 5, așa. A de 1 și 0. Asta este. A de 1 și 0. B de 3 și 0. 3 și 0. Asta este. De 3 și 0. C de 0 și 3. Isus. Asta este, da? Da. C de 0 și 3. 0 și minus 3 încolo. Minus 0 și minus 3. Simetric, da? De 0 și minus 3. Așa. Și să vedem A, B, C, D. B, C, D. B, C, D. Area triunghiului B, C, D. Ce fel de triunghi este B, C, D? Isoscel. Este un triunghi isoscel pentru că... Pentru că OB, dacă notăm acolo cu O, intersecția. O, sigur că da. OB egal cu OB, CO egal cu OD și... Se vede că asta e mediatoarea segmentului, da. Nu? Adică la mijloc. Da, și sunt triunghiuri... Sigur că da. Congruente, da, dacă vrei. În final, da? E clar că triunghiul este isoscel. Și atunci area cu ce este egal baza? Area egal cu baza înălțimea asupra 2 și egal cu 3. Baza cât are? 3. Baza? Înălțimea are 3. Înălțimea are 3, baza are? Baza are 3. 6. 6, că sunt 3 unități sus cu 3, da. Deci, area triunghiului. Egal cu 6 ori 3 supra 2. BCD egal cu 6 ori? 3 supra 2 și egal cu 9 cm2. 9 cm2. Pătrați. Cum CO are 3 și OB are tot 3, e triunghiul isoscel și aflăm pe CB. Deci 3, 3. Și e și dreptunghic. Sigur că da. Și atunci vine cât? E 3 radical din 2. CB egal la 2 egal cu 2 ori 9. Da, 3 radical din 2. Da, deci asta e 3, asta e 3, da, și e 3 radical din 2. Da, BC va fi 3 radical din 2. Și egal cu BD. Deci perimetru egal cu perimetrul triunghiului plus 2 ori 3 radical din 2 și BCD, BCD. Da. Egal cu 6 plus 6 radical din 6 și egal cu 6 pe rândul 6 plus 6 radical din 6. Plus 3 radical din 2 și cu 3 radical din 2 fac și 6 radical din 2. 6 radical din 2. Supra atât, nu? Da, și egal cu desenăm un 6 făcut cu 1. 6 pe 1 plus radical din 2. Asta e perimetru. Da. Și mai vrea să aflăm CE. AC, AC, asta, se întâlnește cu BD într-un punct E. E. Ia să vedem ce este oare AC. AC e... Înălțime. AC-ul ce credeți că este? Care triunghi este isoscel? Triunghiul inițial ce e... Am discutat, este isoscel cu vârful un... Păi și-am dus prin triunghi. Și-am dus-o prin A din C. Deci din vârf am dus-o prin A. Important că prin A. E la mijloc, e la o treime de baza aia. E o este mediană. Da? E o este mediană. Și dacă am trece pe printr-o mediană cealaltă
și la o treime, e o treime din toate. Dar atunci punctul ăsta A e centru de greutate. Și asta care trece pe aici, nu e algebra, este tot median. Tot median. Cum știm coordonatele lui 2 și voi putem să le aflăm și coordonatele lui E? Păi asta spun. Deci tocmai asta, după ce am remarcat că CA este mediană, ne permitem acum să spunem că vom aplica, vom afla coordonatele lui E astfel, cum adic. Semisuma coordonatelor, 3 plus 0, 3 plus 0 pe 2, deci 3 pe 2. 3 pe 2 plus și, și așa, 3 și 3 pe 2. Și minus 3 pe 2. Dacă e acolo minus 3, minus 3, sigur că e minus 3. Și minus 3 pe 2. 3 pe 2 și minus 3 pe 2. 3 și plus 3 pe 2. Îl aflăm pe A. Și acum să aflăm pe ce e. Da. Miruna, ce e, mă, atât ne interesează? A, că e. Mă gândeam să-l aflăm pe AE și apoi ce așa. Păi că e, păi că e are coordonatele 0 și 3 și iar E are 3 pe 2 și minus. Da, să zicem, ce e? Radical din... Radical din 3 pe 2, totul la pătate, adică 3, 9, supra 4. Da. Deci... 9 supra 4. Nu știi ce facem? Aflăm mediană, mă. O mediană, auzi ce aflăm? Și am știut tu. Cum am făcut și la... Cum am făcut distanța între două puncte, nu? Da. Lungim segmentul de la 9 și 4, 9 pe 4, de fapt. Deci 9 pe 4. De ce 9 pe 4? Da. Zici, mă înțelegi, mă. De ce 9 pe 4? Că e 3 pe 2. 3 pe 2. Tot la pătrat, plus 0. 3 pe 2 minus 0. 0. La pătrat. La pătrat. Da. Plus. Minus 3 minus 3 pe 2 sau 3 minus, n-are importanță. Așa. Deci, 3 să zicem. Plus 3 pe 2 la pătrat. Minus, fiindcă este negativ, plus, da? Zici ce nu știi, formula asta, da. Nu știi. Păi, dar am făcut așa celelalte probleme, tu unde erai? Adică... Tu ai lucrat o altă, sau ce? Tu ai făcut cu teorema mediană și nu am mai făcut-o pe asta. Nu mai ținut cont de asta. Păi, nu, așa, distanța este egal cu x2 minus x1 la pătrat plus y2 minus y1. La pătrat. Asta facem acum. Și acolo era 3 minus 3 pe 2? 3 acolo... minus. Și cu minusul de aici, plus 3 pe 2. Bine, mulțumesc. Da? 3 plus 3 pe 2. Face radical din 3 pe 2, 9 pe 4, plus... Plus 81 pe 4. 6. Da. Și cu 3, 9, 81 pe 4. Pe 4. Și egal cu care? Radical din 90 pe 4. Radical din 90 pe 4, dar din 30 pe 2. Pe 4. Să se mai simplifică. Nu-i 30. Nu face 30. Că nu-i 90. 3 radical din 10 pe 2. Când zic 9 ori 10. Da? 3 radical din 10 pe 2. Da, zic, te rog. Dacă amplificăm acolo cu 2, unde paranteza aia ieșea 6 plus 3, 9, 9 pe 4, tot 9 pe 2. 2. 9 pe 2. 9 pe 2. Păi am întâlnit la a doua și amplificam, da. 81 4. Pe 4, da? Și cu 9, 90 pe 4. Deci, iată și asta. Gata, nu mai avem o problemă. Te rog. Problema 15. Deci 15. De la pagina 99. Se dau punctele de A de coordonate 0 și 3. Deci A de 0 și 3. B de minus 1 și 0. Aflați coordonatele punctului C. Aflați pe axa abscițelor. Astfel încât CA... Deci C de X indice C
și 0, fi pe axa abscisilor, deci y este 0. Astfel încât ce a perpendicular pe AB. Așa încât CA să fie perpendicular pe AB. AB. Reprezentăm punctele în plan. Deci avem A de 0 și 3. 1, 2, 3. AO și BO de minus 1 și 0. Asta este AO, asta este BO. Da? E 0 și 3. BO de minus 1 și 0. Și C, X indice C și 0. CA e pe AB. Așa încât CA să fie perpendicular pe AB. Deci căutăm un C pe AB. Ducem AB-ul și AB-ul. Formăm un unghiul. AB-ul era X-ul. Aici am greșit noi. A de coordonate 0 și 3. 0 și 3. X-ul e 0. Y-ul e 3. 1, 2, 3. Am repetat prost, da? Da. AU. Așa e corect. Da. Și ducem AB. Punem pe AU. Deci AB va fi de 90. Și zice așa încât CA perpendiculară pe AB. CA să fie perpendiculară pe AB, adică unghiul în... CAB de 90. CAB să fie, adică după o perpendiculară în vârful A pe AB, da? Da. Care taie aici în punctul C. Da, să aflăm coordonatele punctului C. Da, trebuie să găsim coordonatele punctului C. Păi avem că BC e egal cu de la minus 1 până la 8, adică cred că 9. Care BC? Așa? Da. Cât ai? Nu știu unii CU. Păi CU e la interziția lui BC cu AC, nu? Și l-am dat acolo nouă a te-a pătrățirii, domnule. A, nu, 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 dar nu mă interesează pătrățirii cu asta. Deci, nu. Bine, hai, o să gândim așa. X indice C și 0, da? Și lucrează Pitagora. BC pătrat egal cu AB pătrat plus AC pătrat. Păi și noi ce știm? Știm AB. Păi și AC o putem afla. În funcție de X indice C. Avem coordonatele. Distanța o putem afla. Adică X indice C care ne și trebuie. Deci AU ce coordonate are aici? AU de 0 și 3. BU de minus 1 și 0. Minus 1 și 0. Și aplicăm Pitagora. Și zicem acum, BC pătrat egal cu AB pătrat plus AC pătrat. Dar ABC pătrat cu cine este ea? Are BC pătrat? Da. Cu AB pătrat, adică... BC. Păi da. Păi te uiți la B și la C și scrii radical din. A, sau nu este radical, pătrat. Ci... Fiindcă e la pătrat? Oai, cu radicală. XC minus plus 1. XC plus 1 la pătrat plus? Plus 0. Plus 0. Plus 0, da? Adică e atâta. Bun. XC plus AC pătrat. Da. E uităm la A și la C. AC adică XC minus... XC minus 0 la pătrat plus? Plus 0 și 3 la pătrat. Adică 3 la pătrat. Echivalent cu BC-ul. BC egal cu? De fapt BC am zis ce am scris mai aici? XC plus 1 plus BC-ul este asta, da? Adică deci BC la pătrat este XC plus 1 la pătrat. Până aici trebuie să ne oprim.
Acum, A, B la pătrat. A, B pătrat, dedesubt. A, B la pătrat. A, B pătrat egal cu 0 și minus, adică 1. 1. Plus 3 și plus 9. Plus 9. Adică 10. Egal cu 2 la pătrat. Nu. Lasă așa, că noi avem nevoie de pătrat. Da. Și AC pătrat să facem. AC pătrat egal cu XCR la pătrat. XCR la pătrat. Și plus 39. 9. Și acum avem BC. Înlocuim pe BC. XC plus 1 la pătrat. XC plus 1. Totul la pătrat este egal cu AB. 10 la pătrat. 10 plus 10. 10 pur și simplu. A, dacă e 10. Deja. Da. Și plus XC la pătrat. Plus 9. Deci facem paranteza și o să fie XC pătrat plus 2XC. Plus 2X și așa plus 1 egal cu 10, 19. Plus XC pătrat, XC pătrat pe XC pătrat se reduc, ar fi 2XC egal cu 18, XC egal cu 9. XC egal cu 9, da. Cine e X în XC? Păi e abscisa care tu ai găsit-o. Nu mai trebuie nimic, asta trebuie să află. Abscisa. Aflați coordonatele punctului C, aflați axa abscisa. Păi păi e pe 0 dacă e pe axa. Nu vezi că e pe axa Y-ilor? Tu chiar nu vezi că e C, uite, coordonate X, C și 0? Y-ul este 0. Toate punctele de pe axa A, C, 0, adică pe axa Y-ilor. Da, totdeauna e pe egal cu 0. Să facem o sinteză, domn profesor? Da, sinteza ore. La geometrie am făcut. Ce-ați făcut la geometrie, copii? Geometrie. Ce-am făcut la geometrie? Testele la. Da, înțeles. Cercul? Cercul, nu? Cercul. Triunghi. Triunghi înscris. Cercul înscris. Înscris. Iar mare, iar mic. Da? Asta mă fac. Aria triunghiului. Aria perimetru. Aria triunghiului. Perimetrul triunghiului. Teorema medianei, parcă am folosit. Așa, lungimea mediane, nu? Lungimea. Lungimea mediane. Și la algebră? Sistemul de axă ortogonal? Algebră? Ce mă? Sistem ortogonal. Da. Reprezentarea punctelor în plan. Și aici iar am făcut geometrie. E tabără. Plan. Și distanța dintre două puncte. Da. Apoi coordonatele mijlocului? Da. Și restul s-a făcut aplicația acolo. La revedere! La revedere! La revedere.